La noapte, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit, chiar și cu peste 10 grade în vestul, nord-vestul și parțial centrul țării. Vor fi înorări și averse, posibil însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și pe suprafețe mici în Oltenia, precum și în vestul și nordul Transilvaniei. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, cu rafale și de peste 65-70 de km pe oră, dar și pe litoral și în regiunile vestice. Izolat, în zonele joase, va fi ceață. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 17 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre 2 grade. În capitală, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 9-11 grade. Mâine vremea va fi deosebit de caldă, cu valori termice mai ridicate decât în mod normal la această dată, în general cu peste 90 grade. Cerul va avea înorări trecătoare, însă doar izolat vor fi averse slabe în regiunile vestice, nordice și la munte, cu precădere în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat, în Crișana, pe litoral și în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și a munților Banatului, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. Dimineața va fi ceață în centru, sud și est, însă pe arii restrânse și mai ales în zonele joase de relief. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 27 de grade. În capitală, vremea va fi deosebit de rece, cu o maximă a temperaturii aerului în jurul a 24 de grade. Cerul va avea înorări trecătoare, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte, vremea se va menține deosebit de caldă, cerul va fi variabil cu înorări trecătoare și pe spații mici vor fi averse slabe, cu precădere în Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali, unde și vântul va avea intensificări, în special în zona înaltă, unde la rafală se vor depăși viteze de 65-70 de km pe oră. Temperatura aerului va crește ușor față de intervalul anterior.